In our church, bine ați venit în biserica noastră, alteța voastră, excelența voastră, bine ați venit în biserica noastră din Florența, Sfânta Mucenică, parohia Sfânta Mucenică Lucie. Oaspeții au fost întâmpinați cu pâine și sare. Româncele au purtat costume populare din toate colțurile României. Un tedeum a fost oficiat în memoria reginei mamă Elena. Ai vederi prezenti a questa celebrazione a tutti abitanti di questa città, agli organizzatori di questo evento. Regina mamma Elena, bunica mea, este un exemplu de curaj, demnitate, bunătate și generositate. A iubit Florența și a fost mereu implicată în viața orașului. Sunt mândră pentru că există o grădină care îi poartă numele și vă mulțumesc pentru că ați făcut posibil acest lucru. Tedeumul a fost urmat de proiecția documentarului Regina Mamă Elena, Regina celor patru exiluri, realizată de Camelia Cichi. A fost deosebit să descoper că a fost implicată și la Florența, nu doar în România, unde a deschis spitale, școli, că i-a ajutat pe oamenii de aici, dar și orașul, după inundațiile din 1966, și că oamenii au iubit-o la fel de mult, sau poate chiar mai mult decât au iubit-o în România. Nu doar comunitatea română a omagiat-o pe regina României, ci și florentini și actualii proprietari ai vilei Sparta de lângă Florența, unde a locuit timp de 4 decenii.